Îmi saltă sufletul de bucurie. Ia uzi. Duță nu este la live-urile de astăzi. Nici într-un loc unde se prăjește o oaie, nici într-un loc unde niște domnițe dansează hora și îl întâmpină cu sare și cu pâine. Mai dă-i timp. Astăzi Duță chiar a luat țara la apasă, face un fel de excursie de o zi. Am văzut Râșnovul din cetate de deasupra. Acum a ajuns lângă ursuleți, într-un loc unde urșii nu suferă, ci chiar se simt foarte bine după ce au avut o viață mai greuță. Marian, dă-ne detalii. E un loc ce se poate vizita real, pe bune, cu bilet? Bună dimineața! Sigur că da, se poate vizita rezervația din Zărnești. Am venit lângă ursuleț pentru că în ultima perioadă, din păcate, am avut doar știri triste despre urși. Astăzi vom afla povestea urșilor de aici, din rezervația de la Zărnești, și cum sunt îngrijiți și tratați ei. Doamna Cristina se ocupă de ei. Din 2005 a început povestea aceasta. Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumim că ne-ați primit. Întreba domnul Dani, se poate vizita? Putem veni să vizităm această rezervație de la Zărnești? Bine ați venit la noi și vă invităm, ca toți cei care iubesc natura și animalele, să vină să vadă urși fericiți. Pentru că, așa cum ați spus, zilele acestea am auzit numai necazuri despre urși. Cu toate astea, iată că am creat în România cea mai mare rezervație de urși bruni, unde urșii sunt îngrijiți și au a doua șansă să trăiască liberi. Sunt toți urși care au fost chinuiți, au trăit în cuști mizere sau în circuri. Sigur că sunt, din păcate, și câțiva urși din pădure care, dacă nu ar fi ajuns aici, ar fi fost împușcați pentru că coborau la mâncare, la gunoaie. Dar sunt urși care și-au găsit aici mediul lor natural, trăiesc împreună și sunt în momentul de față 106 urși. Important este că această rezervație a fost creată nu numai ca să le ofere lor a doua șansă să trăiască liber și în mediul lor natural, ci și pentru a educa pe cei care vin să viziteze această rezervație și a învăța că un animal sălbatic trebuie să trăiască liber în mediul lui natural, nu în zoo, nu închis în cuști pe lângă restaurante, pe lângă pensiune, așa cum au fost acești urși. Au fost destul de huliți în ultima perioadă, până la urmă este vina lor, vina noastră? Din păcate, noi suntem responsabili, oamenii au conștiință și prin asta se definește un om, prin conștiința lui. Noi ar trebui să avem grijă de ei. În plus, urșii ar trebui să ne amintim că sunt una din cele mai mari bogății naturale pe care România încă le mai are. Din păcate, în toate țările, aproape toate țările europene, că e Ungaria, Franța, Anglia, Germania, nu mai sunt urși. Deci noi ar trebui să fim mândri că avem această populație și ar trebui să facem tot ce ne stă în putință să putem prezerva. Și sigur că protejându-i pe urși, protejăm de fapt oamenii. Pentru că dacă ei ar fi protejați, nu s-ar mai întâmpla accidente ca acestea în stradă sau accidente de rănire a cuiva. Urșii trebuie să trăiască liber în pădurile lor, de aceea nu trebuie să le furăm casele, să le adunăm mâncarea, să construim în pădure într-una și după aia să ne mirăm că vine ursul. Am văzut că cei de aici sunt foarte bine îngrijiți. Vă spun sincer, mie mi-era foarte teamă de urși. Acum m-am apropiat cel mai mult. Am văzut că sunt prietenoși și se înțeleg foarte bine, cu toate că sunt destul de mulți aici. Urșii nu atacă decât dacă se găsesc într-un moment nepotrivit, dacă este o mamă care își apără puii, așa cum o mamă, și poate că o femeie poate să înțeleagă mai mult sentimentul acesta de mamă, își apără puii sau este surprins. Altfel, ursul, dacă aude omul și e gălăgie, fuge. Efectiv, noi se întâmplă să intrăm în aceste mari
țarcuri, mai ales cei care îl îngrijesc, ca să curețe, ca să vadă dacă vreun urs e bolnav. Și niciun urs n-a avut intenția de atac. Deci ursul nu atacă. Ursul nu este un mare carnivor, așa cum se spune. Dacă 30% din mâncare este carne, în rest, dacă primește carne și fructe, întâi mănâncă fructele, carnea o îngroapă și și-o păstrează pentru zile negre. Am văzut puțin mai devreme, au primit fructe și nu au fost deloc pretențioși, le mâncau, chiar se vede că le place foarte mult. Ce vreau să vă mai întreb, când veni la dumneavoastră în vizită, ca și la zoo, nu este recomandat să venim cu niște fructe, să le aruncăm peste gard? Cel mai bine să le aducem la dumneavoastră și dumneavoastră să vă ocupați să le dați lor de mâncare cum este corect? Bineînțeles, aici nu este un zoo, chiar e un panou mare la intrare, este o rezervație, este un loc al lor, lor le aparține această pădure, se și numește de fapt pădurea ursuleților, așa se numea când am făcut această rezervație și dacă cineva vrea să aducă ceva pentru ei, o predă la intrare și noi le dăm. Urșii aceștia sunt hrăniți cât se poate de natural. Mulți dintre ei n-au cunoscut fructele, au fost hrăniți cu pâine sau cu porumb. Le-a trebuit un timp îndelungat. Noroc că mama natură își face treaba și acum ei trăiesc ca și când ar trăi în pădure. Aș vrea să vă întreb cam cât să cântărească un astfel de exemplar, pentru că este foarte mare, de aici de aproape pare foarte, foarte mare. Cam cât să cântărească? Sunt între 300-400 de kilograme, depinde. Femelele sunt mai micuțe, masculii sunt mai mari, dar avem exemplare de 400 de kilograme. Acum, din cauza vremii sau datorită vremii, ce se întâmplă cu hibernarea? Nu hibernează și ei? Pentru că ar fi trebuit să hiberneze în această perioadă, nu? Da, și eu credeam înainte să mă ocup de urși că urșii intră în noiembrie în bârloc și dorm până în martie. De fapt, ursul nu este un mare hibernator. Ursul hibernează în pădure, acolo unde sunt sălbatici, pentru că nu găsește de mâncare și este un fel de a se apăra împotriva lipsei de mâncare. Aici se duc, se culcă, mai dorm, se mai întorc. Dacă e o zi însorită chiar cu zăpadă, ies, se joacă cu zăpadă, se bat cu bulgării de zăpadă, vede ce li se oferă, cam ce e astăzi la prânz de mâncare, mănâncă ceva și se duc înapoi și se culcă. Vă mulțumim din suflet și felicitări pentru ceea ce faceți. Acum mă resim și eu puțin și o să mă duc, cred că mi l-am făcut prieten pe ursul acela de acolo, cred că, nu știu, are peste 400 de kilograme, a luat și o pauză, mă duc să iau și o pauză. Felicitări și mult succes! Pentru felicitări, dar aș prefera să nu trebuiască să primim felicitări și acești urși să trăiască liberi în mediul lor natural. Perfect. Nu mai mi este chiar atât de teamă de urs, cu toate că acela are peste 400 de kilograme. Domnul Răzvan, domnul Dani, o zi frumoasă și mi-am învins o teamă. Mi-am făcut un nou prieten. Iată-l pe Moș Martin.